ce ai cu mine? Trebuie să începe emisiunea. M-a zăpăcit cu online-ul ăsta, cu YouTube-ul, cu toate TikTok-urile și toate. Bună seara, bine ați revenit la Câștigă România. Să vedem cine este alături de noi. Voi sunteți, normal, fiecare luni, marți, miercuri și joi de la ora 9 din acest sezon pe TVR1. Am voie să anunț? Am, nu? Mulțumesc. Alături de noi, Marius Popescu, concurentul care a participat la una dintre cele mai frumoase ediții, Maria Trancă Crângașu. Sărut mâna! Sperăm și tu să contribui la această ediție să devină cea mai frumoasă. Gheorghe Lupașcu, al treilea concurent. Și dacă sunteți de acord, Cristina, ești de acord? Sau tot primești? Da. Putem să începem ediția, da? Să începem ediția de astăzi. Câștigă România! Are deja aerul de superioritate pe care îl are orice concurent care câștigă o ediție. E o ediție. O ediție și ne dă mari. Nu știu ce atitudine e asta. Haideți să vedem împreună de unde începem astăzi, din Dolj, și ne ducem în Timiș. Bun. Prima întrebare. Marius, tu ești la rând. A jucat la Universitatea Craiova, minunea blondă a fotbalului românesc. Ilie Balaci, Adi Mutu, Dan Grecu, Silviu Lung. Ilie Balaci. Unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care a avut, pot să spun, nu doar România. Ilie Balaci, răspuns corect. Cum ziceau sârbii când era vreun meci, când jucau craiovenii în cupe, Universitatea. Așa ziceau sârbii. Universitatea Craiova. Craiova. Județul Dolj este pregătit pentru tine. Al doilea cel mai vechi liceu din țară, după Sfântul Sava, este Colegiul Național Carol I, Colegiul Național Frații Buzești, Liceul Elena Cuza sau Liceul din Dăbuleni? Maria, să-mi dai răspuns corect. Gândește-te, nu te grăbi. Să știi că poți folosi varianta ajutătoare, întreabă un prieten chiar de la început. Da, oscilez între Colegiul Național Carol I și Frații Buzești. Cred că o să merg pe Frații Buzești. E sigură? Nu 100%, dar merg pe intuiție. Bine. De ce nu e Colegiul Național Frații Buzești? Nu, de ce n-ar fi? Cum? De ce n-ar fi? Ar fi. Ar fi? Da. Răspuns corect, Colegiul Național Carol I. Asta e primul motiv. Hai să mergem la Gheorghe. Gheorghe, succes și ție la prima întrebare. Rolul păpușilor din Dragavei făcute de oltence primăvara este unul estetic, culinar, igienic, magic. Culinar. Culinar? De ce? Pentru că florile de salcâm le dau prin aluat și le prăjesc. Răspuns corect, culinar. Bravo, domnule. Marius? Gorj. Gorj. Elvira Godeanu a interpretat magistral acest rol din O scrisoare pierdută de Caragiale. Vorbim despre Zoe Trahanache, cetățeanul turmentat, Zoe Cațavencu sau Zoe Dandanache? Zoe Trahanache. Trahanache, soția prefectului, și a mai fost și a avut și alte roluri. Era după altceva cu prefectul. Soția onorabilului. Cine zicea soția prefectului? Agamiță. Agamiță, care făcea confuzie după confuzie, exact. Soția prefectului. Nu e. Și Zoe Trahanache, într-adevăr. Județul Dolj. Fii atentă, folosești varianta scoate-mă din județ. Bine, până se pregătește întrebarea. Câți ani ai tu? Eu 35 de ani. Cât? 35. Eu sunt care 22, pe cuvântul meu. Și eu am auzit la fel. Serios. Sunteți foarte amabili, domnilor. Nu suntem, ei poate, dar eu nu. Nu sunt. Dar arăți și mai puștoaică decât ești. De ce ai venit la noi?
Apoi a devenit un ritual în familie, o rutină de fapt în familie, să ne uităm cu toții. Cel mic este atent la întrebări și la răspunsuri. Cred că își folosește intuiția de copil de 4 ani și spune și drăguț. El varianta X, Y, Z. Și e un timp de drăguț petrecut împreună. Învățăm și ceva nou. Am făcut de două ori turul României, o dată pe graniță, o dată prin interior și ramificat. Așa. Și mi-au rămas câteva lucruri care m-au impresionat, m-au marcat. Foarte și fain. Atunci am zis de ce nu. Maria, scoate-mă din județ? Da. Bine. Îmbrăcămintea tradițională a femeilor indiene este reprezentată de kimono, sari, spilhosen, mumu. Sari. Sari, răspuns corect. Acum mergem la Gheorghe. Ce ai făcut? Ai răspuns corect, nu? Da. Da, la prima. Da? La și prima vizităm un județ dacă ai răspuns corect. Mehedinți. Mehedinți. Forme karstice asemănătoare unor riduri brăzdate în calcar de-a lungul vremii. Câmpul de doline, grote, stalagmite, lapiezuri. Doline. Doline? Doline. Răspuns final? Final. Bine. Ai un prieten dolin? Doline! Lapiezuri este răspunsul corect. Cine știa? Eu. Asta e. Trebuia să întreb înainte. Județul următor, Marius... Hunedoara. Adică Hunedoara. Am tradus ca să știți. Daniela Silivaș a câștigat la Jocurile Olimpice de vară din 1988 6, niciuna, 3 sau 10 medalii de aur. Daniela Silivaș. Merg pe 3. Este un limbaj de la ce? De la poker? De la ce? A zice că 6 sunt cam multe. 3. Bârnă, paralele și sol, născută la Deva în 72, răspuns corect, Daniela Silivaș. Și următorul județ va fi Timiș, dar vreau, Maria, să mergi mai departe. Mehedinți. Prin Mehedinți. Primul pilot brevetat în România și primul pilot al armatei române s-a născut în 1890. Traian Vuia, Ștefan Protopopescu, Nicolae Teclu sau Dimitrie Leonida? Da, Nicolae Teclu nu, clar, Dimitrie Leonida nu. Ștefan Protopopescu, spre rușinea mea, nu cunosc cine este. Faptul că e pilot brevetat mă face să rămân pe prima variantă, Traian Vuia. Traian Vuia? Răspuns final? Bine, să riscăm. Ștefan Protopopescu. Parcă-mi face mie un hatâr. Nu mergi pe Traian Vuia. Păi... știi cum e? Sămânța de îndoială, odată ce îți intră, strică absolut orice logică, intuiție și atunci nu mai știi pe ce să mergi. Dă-mi un răspuns final. Ultimul. Zi. Of. Ștefan Protopopescu. Bine. Mai, dar ce sună mai cunoscut? Traian Vuia sau Ștefan Protopopescu? Traian Vuia, evident. Și atunci de ce ai mers pe Ștefan Protopopescu, dacă nici n-ai auzit de el? Pentru că mă intrigă că a fost și primul pilot al armatei române. De... da. Da. Răspunsul corect era logic. Ștefan Protopopescu! Da, da, Traian Vuia, da, cum să zboare în 1906 la 16 ani, la Montesson. Asta mă gândeam și eu, da. Gheorghe, te văd supărat așa. Gorj. Hai să... cum? Gorj. Stai, domnule, te-am întrebat eu de județ. Scuze. Cine te-a supărat? Scuze. Cine te-a supărat? Așa sunt eu supărat. Dar tu nu ești supărat, tu ești un tip vesel. Zi-mi și mie de unde ești. Păi vin din Constanța. Din Constanța. Mă bucur că ai venit la Câștigă România. Cum de... ce vrei să-ți... vinovat cer? E băiatul meu. Așa. Care mi-a făcut o surpriză înscriindu-mă. Aha. La preselecție și... și ai venit aici. A trebuit. Păi dacă tot ai venit, hai să vedem o întrebare din Gorj, mă gândeam, știi? Să vedem. Mănăstire aflată la ieșirea din defileul Jiului pe șoseaua ce leagă Târgu Jiu de Petroșani.
Piersica, vișina, cocoș, pasărea. Întrebăm sau sunăm un întrebăm prieten. Întrebăm un prieten. Aici. Pe cine? Să-l sunăm pe Cristian, pe băiatul meu. Îl sunăm pe Cristian. Alo? Salut, Cristi! Virgil Ianțu de la Câștigă România sunt. O, bună ziua, domnul Ianțu! Bună ziua, la nu mă mai domni așa, că-s de vârstă cu tine. Câți ani ai? Eu? Da. 27. De vârstă cu tine. De ce se râde aici? Nu, chiar nu înțeleg. Unde e umorul? Dragă Cristi, uite, sunt alături de tatăl tău, Gheorghe, care, plimbându-se prin zonă, a intrat la noi în studio. Și ce a zis? Mă, ia să concurez. Dar ca să merg mai departe, am nevoie de ajutor. Ia să vedem. Ce ia întrebare? E din județul... Dă și tu de la tine un județ. Județ din Moldova? Mai din sud, așa, mai spre... Între Oltenia, mai spre Banat, așa, mai... Spre Oltenia, Banat, Hunedoara? Mai jos un pic. Ia să văd dacă știe harta. Mai jos un pic. Gorj. Bravo, domnule, exact de acolo vine întrebarea. Vă că știi cu geografia. Ai harta în față? Poftiți? Nu am harta. Înseamnă că îți place școala. Sau nici asta. Trecem peste subiect ca să nu... Eu o să-ți citesc întrebarea, patru variante de răspuns. Tu ai 10 secunde pentru răspunsul tău. Ia okay? Să vedem. Ia să vedem. Mănăstirea aflată la ieșirea din defileul Jiului, pe șoseaua ce leagă Târgu Jiu de Petroșani. Piersica, vișina, cocoș sau pasărea? O, Doamne. E legat cu ce zici tu? Cocoșentul Gloria. Hai că merge o pauză acum și ne întoarcem imediat după această pauză la Câștigă România. Ți-a dat un indiciu, acum nu știu dacă e... Asta. Chiar bun sau nu? Piersica, zic. Piersica? Piersica. Răspunsul tău este final? Bine. Deci între pasărea, care într-adevăr este Nilfov, cocoș, care într-adevăr e în Dobrogea, dar tu ai zis piersica și mai rămânea vișina. Și era vișina. Ei, între piersica, mănăstirea piersica... Ți-ai prelungit un pic drumul. Mergem în Timiș, la cel mai relaxat concurent de astăzi, Marius. Păi ce să piardă? A câștigat o ediție, nu s-a făcut de baftă. Oraș cu aproximativ 1000 de hectare de podgorii, recunoscut pentru calitatea vinurilor. Huș, Recaș, Cotnari, Miniș. Măia zice că e Recaș, Minișul în Arad. Recaș. Răspuns corect, Recaș. Și pe lângă marea cramă pe care o știm cu toții, mai există o cramă tot în Recaș. Foarte nu o să-i dau numele ca să nu zic că aia face reclamă, nu știu. Nu fac reclamă la vinul meu și fac reclamă la alții, știi? O cramă foarte bună, nu atât de mare, nici într-un caz, cu un vin excelent, excelent, negru de... îi zice, ta-ta-ta-ta-ta. Cred că cine cunoaște știe și invers. Au și, au și o mustoasă aceeași podgorie. Da, vezi că știe omul. Nu e. Bun, să mergem în draga mea Maria, da, spre bucuria ta. Gheorghe are două răspunsuri greșite și te-am văzut că zâmbeai ironic. Ia uite ce a greșit el. Nu, și dacă nu e așa, tu confirmă pentru frumusețea... Nu pot să confirm ceva ce nu mă reprezintă. Bine că ești tu serioasă. Dăm în județ. Caraș-Severin. Caraș-Severin este județul următor în drumul tău spre Timiș. Prima locomotivă cu aburi din sud-estul Europei a fost construită în anul 2001, 1972, 1872, 1614. Aleg varianta 1872. 1872 este varianta corectă, draga mea, și de acum voi fi serios cu tine. Na. Gheorghe, pe unde, Doamne iartă, mă luăm? Vâlcea. Hai prin Vâlcea. Tot poți să ajungi la destinație, doar că un pic mai Mai are rost.
cu greutățile de picioare. Rebus, joc românesc de cuvinte încrucișate, creat de fondatorul revistei cu același nume. Anton Rizea, Nicolae Popescu, Cristian Tudor Popescu, Alexandru Gheba. Atenție! E foarte interesantă întrebarea. Nicolae Popescu. De ce spui asta? E răspunsul final? Da. Bine? Asta e un fel cu ghiși ciupercă cei. Nu. Ce nu? Spun eu că da. Asta-i. Numele lui este trecut și în întrebare. Nicolae Popescu. Rebus. Rebus. Cred că era în fundal, îl chema Rebus, dar când s-a dus să-i treacă, cum se numește? Rebus. Și a rămas Rebus în loc de Remus. Știi? De acolo. Asta e. Îmi place că prinzi tot ce... Să mergem în Timiș pentru Maria. Folclorist, compozitor, jurist și om politic, autorul lucrării Patru dansuri simfonice. Vasile Cârlova, Tiberiu Ușeriu, Tiberiu Bredicianu, Tiberiu Cea. Trei Tiberiu și un Vasile. Cred că o să o sunăm pe Doina și o să-i cerem sfat. Nume predestinat, de obicei. Da. Ce face Doina? Cu ce se ocupă? Principalul rol este să fie mama mea, bunică. Ah. Și un om foarte bun pentru societatea civilă. Așa aș descriu. Să o sunăm pe Doina. Câți ani are de vârsta mea? Un pic mai mult. Alo? Sărut mâna, Doina. Bună ziua. Virgilianțu de la Câștigă România sunt. Bună ziua. Ce faci, Doina? Mulțumesc bine. Așteptam un telefon de la voi. Ia auzi, de la noi, de la mine, că eu te sun. Adică pe mine mă taxează când sună ei, știi? Că le-am lăsat telefonul meu ca să știi să-ți rămână și acolo. L-ai salvat? Bine. Salvează de la acum cât vorbim. Da, ok. Fii atentă de ce te sun. Domnișoara doamnă Maria, că nu e domnișoară, deși pare, am zis, 22 îi dădeam. Nu știu ce ai băgat în genă, dar se păstrează foarte bine. Mulțumesc. Probabil și tu ești la fel de tânără. Sigur. Așa este. A venit la noi și acum are o întrebare din Timiș, de la mine din județ. Eu o să citesc întrebarea, variantele de răspuns și dacă se poate să ne ajuți, ar fi perfect. Sper să vă ajut și să nu vă încurc. Tu cânți bine pentru că ai un glas bun. Nu prea. N-ai ureche, dar ai glas sau cum? Nu știu, mai verific. Am timp. Bine. Succes la întrebare. Fii atent, ai 10 Mulțumesc. Secunde doar, da? Da. Bine. Folclorist, compozitor, jurist și om politic, autorul lucrării Patru dansuri simfonice. Suntem în județul Timiș. Vasile Cârlova, Tiberiu Ușeriu, Tiberiu Bredicianu sau Tiberiu Cea? Tiberiu Ușeriu? Sper să nu greșesc. Întotdeauna o să-mi ascult mama. Tiberiu Ușeriu. Răspunsul tău este final? Da. Bine. Bredicianu. Ce ai zis? Bredicianu. A fost muzic. Păi și Ușeriu ce? Nu e folclorist, om politic, nu e? Nu-i nimic. Ia să te uiți tu pe telefon când ești de aici să vezi ce a făcut Ușeriu. Lucruri mari, foarte mari, greu de realizat, dar Tiberiu Bredicianu este născut în Lugoj în 1877. Mergem la Gheorghe. Hunedoara. A fost capitala Daciei Romane, amplasată în țara Hațegului, Sarmii, Zegetusa, Ulpia Traiana, Hunedoara, Luncani, Piatra Roșie, Sarmii, Zegetusa, Regia. Sarmii, Zegetusa, Regia. Ești sigur? Nu mai sunt sigur pe nimic. Da? Care e răspunsul final?
S-ar misecetusa regia. Regia? Final, da? Bine. Ulpia Traiana a fost construită după cucerirea romană a Daciei, așadar, după cum spune că a fost capitala Daciei romane, asta. Deducem cum că ar fi cealaltă Sarmizegesesegesus în sat. Și te mai încurcă un pic, încă un județ, ne ducem la Maria. Maria, ajungem la Timiș sau? Da. Cu o suprafață de 8.696 de kilometri pătrați, județul Timiș ocupa acest loc printre județele României. Locul 1, locul 10, locul 3 sau 41? Analizez harta. Cred că este 3. Locul 3? Da. Răspunsul tău este final? Da. Bine. Banatul Fruncea. Mă, noi! Banatul Fruncea. Păi, noi în Banat, în Timiș. Nu se știe că suntem primii la toate. Nu se știe. Noi și când cădem în ligă la fotbal, când cădem în Liga a treia, tot primii cădem. Acum chiar că nu o să fim prieteni după răspunsul ăsta. Of. Și m-am primii mutat, și la bune analizat. Și la rele. Mi s-a părut Suceava mai mare. Gheorghe! Dacă răspundeai corect, ia uite cum ajungeai tu, fain, frumos. Hai să încercăm o... Alba. O albă. Alba neagră. Supranumit Paganini al muzicii populare românești, Alexandru Țitruș a fost un talentat pianist, violonist, dirijor, toboșar. Violonist. De ce spui asta? Pentru că mi-l aduc aminte. Pe Paganini sau pe cine? Nu, de Paganini. Știe toată lumea că a fost violonist. Și răspunsul final este... Alexandru Toboșar. Hă? Cum? Ce e? Eu zic Alexandru Țitruș. Dumneata zici Toboșar. Alexandru Țitruș și în întrebare. Normal. A, bravo! Răspuns final Alexandru Țitruș? Violonist, domne. Hai. Trebuie să înțelegeți că... Ești mare că... figură, jur. Ne. Violonist, răspuns final? Da, 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 violonist. Bine. Și sigur e Țitruș. Atâta timp cât e. Dragul meu, Gheorghe, răspunsul tău este Alexandru, ăsta, corect, violonist. Mergem la Maria, în continuare serioasă și un pic dușmănoasă. Răspunsul următor din județul Timiș va trebui să fie corect dacă vrei să ajungi la destinație. În clădirea operei din Timișoara își mai desfășoară activitatea 3. Teatre, biblioteci orășenești, posturi de radio sau săli de sport? Sportul e bun, dar nu cred că își are locul aici. Știu că am admirat-o când am fost la Timișoara. Era frig, am stat mult lângă ea. Nu am văzut antene de radio. Biblioteci nu cred. Cred că teatre, pentru că ar folosi aceeași scenă, decoruri și toată care logistica aceasta. Final? Teatre. Maghiar, german și Teatrul Național din Timișoara. Răspuns corect! Și ai ajuns și tu la destinație și mergi în runda a doua, Maria, deci poți să-l... Felicitări! Mulțumesc! Și acum și pare rău, nu? Că pleacă. Câtă sinceritate. Asta. E o competiție prietenoasă, nu? Prietenoasă. Da, așa să fie, așa să fie. Gheorghe, îți dau 200 de lei și o carte dacă îmi răspuns corect la întrebarea câștigă România. Vedem niște chestii faine. Fii atent. Fii atent ce secvență faină îți arătăm. Dacă e o poză, mă faceți de... avem o secvență chiar foarte faină dintr-un film extraordinar. Chiar trebuie să-l revăd. Întrebarea zice așa. De ce dai, mă? De ce dai? Este celebra replică din filmul Reconstituirea, interpretată de George Mihăiță, Victor Rebenciuc, Florin Piersic, Șerban Pavlu. Cine e în imagine? George Mihăiță. Vedem și secvența.
mei, George Mihăiță. Răspuns corect și lângă el era... Vladimir Găitan. Vladimir Găitan, George Constantin, Ernest Maftei, dacă nu mă înșel. Ioana Pavelescu. Fii atent că era, nu știu dacă era Ioana Pavelescu, dar știu sigur că era Silvia Popovici. Da? Confund eu. Ileana Popovici, pardon, Ileana Silvia Popovici, Popovici, doamne, iată-mă. Ileana Popovici. Ileana Popovici, pe care la fel era o salutăm. Pe vremea Emil când... Bota, într-adevăr. Și cam ăștia, că erau destul de puțini. Dar foarte fain filmul. Să revedem, oricând e binevenit. Și uitați-l pe ăsta. Deci, teleshopping direct, hai. Mulțumesc pentru carte. Istoria civilizațiilor în 1000 de cuvinte. Ce scuze pentru... Da. Succes în tot ce faci. Mulțumesc mult. Mulțumim pentru sănătate. Prezentă. Succes, da. Mai bine. Mă bucur că am participat la această emisiune, chiar dacă nu a fost o dorință, dar a fost o experiență de viață pentru mine la acest moment. Revenim cu Marius și Maria în runda a doua la câștigă. România. România. Bravo. Vai, ce frumos, ce poetici suntem. Cum te simți tu aici? Bine, e o atmosferă. În afară de antipatia care ne leagă. Cine știe, și antipatiile duc undeva, nu? Adică... Da, corect. Vezi ce zici. Orice e productiv. Bun, ești ok? Îți place? Vrei să ai un tratament mai blând, mai preferențial? Mi-au plăcut întrebările celorlalți concurenți. A, ți-au plăcut celelalte întrebări. De obicei erau chiar așa legate se întâmplă. De ce îmi place mie și de ce am văzut. Hai să vedem ce se întâmplă în runda a doua la Câștigă România, alături de Maria și Marius. Marius, pentru că harta deja o vedem cu toții, să alegem un județ de plecare. Din Timiș. Plecăm din Timiș. Și vom merge în județul Iași, bănuiesc. Suceava, pe acolo. Bun, plecăm la drum cu județul Timiș pentru Marius. Unul dintre următoarele puncte de frontieră din județul Timiș asigură legătura cu Ungaria, Jimbolia, Najdăș, Stamăra Moravița sau Cenad. Jimbolia, Najdăș... Da, mă gândeam. Stamăra Moravița. Între Cenad și Najdăș mă gândeam, dar habar n-am unde e Najdășul. Sau Cenad. Sun un prieten. Întrebăm un prieten. Întrebăm. Pe cine? Pe Florin. Sunăm acum. Florin e... E nașul meu de... Are numai cu urbedenii, am înțeles. Și e medic și e bănățan. A, atunci știe. De unde e? Din Timișoara. Alo, da. Vă salut, Virgil Ianțu de la Câștigă România sunt. Da, spuneți. Scuze că vă deranjăm. Ce faceți? Bine? Totul în regulă? Sunt de gardă, dar na, bine, mulțumesc. Ah, bine, o să ne mișcăm repede atunci, că nu vreau să vă țin. Sunt alături de Marius și da. Are o întrebare de la noi, de acolo, din județul Timiș. Da. Și a zis să apeleze la dumneavoastră. Haideți să vă citesc întrebarea, variantele de răspuns și apoi în 10 secunde răspunsul dumneavoastră. E ok? Ok. Bine, mulțumim. Succes! Mulțumesc! Unul dintre următoarele puncte de frontieră din județul Timiș asigură legătura cu Ungaria. Avem așa, Jimbolia, Najdăș, Stamăra Moravița sau Cenad? Cenad. Mulțumim de sugestie. Sănătate acolo! Sigur, Cenad. Să n-aveți treabă deloc azi. Mulțumesc, bro. Cenad. Najdăș este în Caraș-Severin. Stamăra Moravița. Alea le știam. Cu sârbii. Sârbi. Jimbolia cu sârbii. Cenad, răspuns corect. Și mergem mai departe în ce județ?
În Hunedoara. În Hunedoara. Deocamdată plecăm din Suceava, Maria Neapărat, al doilea artist român în viață de la sărbătorirea centenarului său, după cela de la Vrancea. Ion Irimescu, Radu Beligan, Gică Petrescu, Corneliu Baba. Oscilez între Ion Irimescu și Corneliu Baba. O să aleg Ion Irimescu. Nu cred că la... Da, Ion Irimescu. Final? Da. Răspuns corect, Ion Irimescu. Bravo, Maria! Pentru asta îți dau voie să mergi mai departe. Hai. Unde? Bun. O să merg în Harghita. Nu, în Mureș. În Mureș. Bine. Din Hunedoara plecăm. Marius, cetatea Colț a fost descrisă în cartea Castelul din Carpați de către scriitorul Jules Verne. Charles Dickens, Liviu Rebreanu, Jules Verne sau Mihail Sadofeanu. Tu zici... Jules Verne. Jules Verne, răspuns corect. Iar următorul județ? Alba. Alba. Din Mureș. Atenție acum la întrebare. La moment, Pompei Hărășteanu a copilărit la Luduș și a fost timp de peste 50 de ani un renumit dirijor, tenor, bas sau bariton. Dirijor. Dirijor este răspunsul tău final? Da. Bine. Pompei Hărășteanu. Bas atunci. A fost un bas renumit. Județul următor, Alba. Marius spune că minerii care extrăgeau clandestin aur din mine purtau în trecut numele de lobonți, holoangări, hoțomani sau șerbi. Nu știu ce să ia holoangăr, dar m-aș duce pe lobonți. Pe lobonți. Este răspunsul tău final? Da. Bine. Îți sună ție așa ca zângănit de galbeni, hă? Lobonți. Păi șerbii erau țăranii legați de moșia. Osomanii făceau altceva. Ce erau holoangării? Să nu spui că erau minierii care extrăgeau clandestin. Lobonții erau soldați în slujba Imperiului Habsburgic în perioada respectivă. Holoangării ăștia, bată-i vina, era varianta corectă. Hai să vedem ce facem cu acest mic pas greșit pe care l-a făcut Marius. Maria, municipiu al cărui centru istoric a fost introdus în Patrimoniul Mondial UNESCO în 1999. Vorbim despre Târgu Mureș, Reghin, Sovata sau Sighișoara. Eu cred că este Târgu Mureș. Cred. De fapt, în 1999. Nu sunt foarte multe în patrimoniul UNESCO, totuși. Sighișoara este cetate, e cea mai veche cetate locuită și nu ar fi municipiu. Târgu Mureș cred că e singurul municipiu de aici. O să merg pe această variantă. Târgu Mureș. Final? Da. Bine. Să zicem că nu ai avea nicio informație referitoare la anul 1999, UNESCO, municipiu, ce-o fi, nu e. Dar dacă mergi așa prin țară și te uiți la Târgu Mureș, la Reghin, la Sovata, știi ce s-a întâmplat la Sovata? Nu am frați, dar alții știu, probabil. Dar e un lac frumos. Și Sighișoara, atunci... între toate, care ar putea intra într-un patrimoniu UNESCO? Și am și fost acolo și a fost frumos. Acum, mergem în Alba. Hai să ajungem la destinație. Care cum? Vrei să folosești varianta scoate-mă din județ? Nu. Sau hai. Eu-s de vină. Hai. Păi ce-mi... Gata. Îți mulțumesc. Scoate-mă. Îți mulțumesc, scoate-mă, Marius. Scoate-mă, Virgil. Scoate-mă. Îți mulțumesc din suflet că folosești această variantă. Da, mă ajută mult. Mă, s-or supăra. Serios. Oamenii din Alba. Îi duc o bucățică și lui Mură, cățelului meu, din varianta asta ajutătoare, care mă așteaptă, săracul. Iar schelele e de foame. Am uitat să-ți las de mâncare, să-ți iei singur.
întrebarea pentru varianta ajutătoare, scoate-mă din județ. Doamne, ce noroc pe mine. Prevenirea și combaterea bolilor cu ajutorul plantelor se numește bioterapie, mizantropie, fitoterapie, hipermetropie. Fitoterapie. Răspuns corect și a ieșit din județ. Județul următor? Cluj. Cluj. Suntem în Mureș. Maria, cam întârziem un pic. Tu întârzii de obicei sau ești punctuală? Să nu discutăm despre asta, am înțeles. În ultimii 4 ani întârzi. Aha. În această zonă spui că porți un uioș sau o căciulă, o haină, o broșă, o fustă. Uioș. Se poartă căciul? E cam frig. E o variantă. Nu știu, tu trebuie să-mi spui. Căciulă. Căciulă? Da. Răspuns final? Da. Bine. Uioș. Habar n-am. M-aș fi dus la broșă, să fiu sincer. Da. E, bravo, ești foarte aproape. E haină. Să mergem în județul Cluj. Spectacolul inaugural al Operei Naționale din Cluj-Napoca a avut loc în 1920 cu Aida de Wagner, Giuseppe Rachmaninov, Verdi sau Fellini. Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, răspunsul tău este corect și mergem la Maria în județul Mureș. Nici mai știu, tu mergi în Suceava sau în Timiș? Da, o să întorc la giratorii. Care e județul tău următor? Bistrița Năsăud și apoi Suceava. Dar să vedem ce face Maria, că poate repede așa până la Timiș. Cum ar veni cu întrebarea următoare? Reghinul este cunoscut și ca orașul pianelor, chitarelor, florilor, viorilor. Viorilor, fabrica de viori de la Reghin. Așa este, o fabrică foarte și veche, dar și importantă. Erau bomboane Reghin. Erau gustoase. Bomboane? Da. De Reghin? Eu am cântat, n-am cântat la bomboane. Județul? Sibiu. Bistrița Năsăud, hai, hai să ne mișcăm, că dormim pe noi și avem treabă. În nunta Zanfirei, săgeată cel bogat își căsătorește fata cu un prinț venit din Răsărit. Goe, Moromete, Viorel, Călin. Viorel. Viorel. Răspuns corect, era prințul din poemul Nunta Zanfirei de Coșbuc. Răspunsul tău te duce spre Suceava, dar din Sibiu apare ca o boară invenția lui Conrad Haas, asemănătoare cu racheta modernă, cu propulsie, era numită sulița zburătoare, farfuria zburătoare, pisica zburătoare, arcul zburător. Sulița zburătoare. Răspuns corect, sulița zburătoare. Așa este numită în manuscrisul de la Sibiu. Județul următor, mă gândesc că merge în... În Vâlcea. În Vâlcea, Maria. Dar... Acest râu formează granița de est a județului Suceava cu județul Botoșani. Prut, Ialomița, Siret, Trotuș. Siret. Siret, răspuns corect și am încheiat această ediție. La fel ca cea precedentă cu Marius câștigător. Maria, felicitări, ai ajuns în runda a doua. Nu este deloc ușor și... Dacă mai e chef, noi te așteptăm. Sigur, a fost drăguț, mai vin. Hai că sunt drăguț, nu sunt chiar așa. Mai iau o zi de concediu, las copilul la grădiniță. Bine, îți dau o întrebare pentru 400 de lei și cartea. Hai să vedem întrebarea. Avem un domn într-o fotografie. Nimeni nu poate prinde un ceas trecător. Și în fericire, nu se numără ceasurile. Scria în Viața la țară, Mircea Baniciu, Duiliu Zanfirescu, Gheorghe Gheorghiu, Ion Creangă. Duiliu Zanfirescu. Răspuns corect și ai câștigat 400 de lei. Și iată-l pe Lucian cum înmânează cu talent istoria, să zicem așa, civilizațiilor în 1000 de obiecte. Te rog. Mulțumesc frumos. Sărut mâna, mi-a părut bine. Sigur, rămâne prieten. Rămâne, rămâne. A fost
fost plăcut, relaxant, o experiență drăguță. Un adversar pe măsură în runda a doua, așa că toată stima, nu cred că aș fi putut să-l surclasez pe domnul Marius. Și cu siguranță o să ne facem program în continuare, să ne uităm seara la emisiune și să învățăm cât mai multe lucruri. Și cine știe, poate mă întorc cu cunoștințe și forțe proaspete. Marius Popescu a câștigat două ediții și vrea neapărat să trecem în runda a treia, că nu mai are răbdare. Dublăm suma sau nu? Aflăm imediat! Hai să vedem harta. Hai să plecăm din Cluj. Plecăm din Cluj, chiar acum. A redeschis castelul Peleș vizitatorilor în timpul mandatului său de ministru al culturii. Nu te grăbi. Chiar dacă ticăie, mai bine să ticăie mai puțin decât 3 minute. Ludovic Spis. Ludovic Spis, răspuns corect. 91-92 a fost Alba ministru. Județul Alba. Pe stema județului Alba nu se află unul dintre următoarele elemente. Sigiliul lui Averam Iancu, stema Moldovei, un legionar roman sau un nobil dac? Un legionar roman. Un nobil dac nu se află. Județ după județ? Mureș. Ion Fiscuteanu a jucat rolul principal în filmul premiat la Cannes cu Un certain regard. Un certain regard. Ion Fiscuteanu. Da, Moartea domnului Lăzărescu. Corect. Județ. Cristi Puiu, regizor. Harghita. Harghita. Primul titlu olimpic pentru gimnastica masculină românească a fost obținut de... Marius Urzică. Marian Simion, nu? Marius Urzică, da. Corect. Neamț. Neamț. Pașoptist și savant. Ion Ionescu de la Brad a pus bazele acestei științe în România. Agronomie. Corect. Județ. Bacău. Decor pentru Dumbrava minunat, acest parc de lângă Bacău a fost înființat în 1880 la... Hemiuș. Corect. Județ. Vrancea. Marele cutremur din 1940 a provocat acestui oraș distrugere de peste 90%. Panciu. Corect. Județ. Buzău. Mergem acolo în Buzău. Capitanul Pavel Zăgănescu a luptat cu câțiva pompieri împotriva 5.000 de turci în anul... 1848. Județ. Prahova. Să fie cu sănătate și noroc. Prim-ministrul al României, Ige Duca, la Sinaia, s-a asinat în 33, pe peronul Gării, județ. Dâmbovița. La Târgoviște, pe locul fostei case a Coconilor, se află un muzeu unic. Muzeu unic. Chiciului. Poliției. Muzeul Național al Poliției Române. Și nu mai avem alte... Ok. Secunde la dispoziție pentru a merge mai departe, dar n-a fost chiar rău. Ai pornit runda cu 900 de lei, 8 răspunsuri corecte, 2 greșite, 600 plus așa, 900, 1500 și adăugăm 1300 din prima ediție. Avem 2800 la acest moment. Sper să mergi cât mai mult mai departe. Marele premiu, după cum știți sau vă reamintesc, este de 50.000 de lei după 10 ediții consecutive câștigate. Să ajungem acolo, vom vedea cu cine. Poate Marius Popescu va reuși acest lucru. Dar mai întâi trebuie să ne vedem data viitoare pentru a treia ediție și până atunci intrați pe platformele noastre, nu-i așa, Facebook, unde puteți concura pentru premii. Avem TikTok-ul, unde vedeți tot felul de secvențe care, mai de care mai ciupite. Puteți intra și pe Instagram, dar nu petreceți prea mult timp pe tablete și pe telefoane, pentru că trebuie să mai punem mâna și pe carte, că nu urzică. Seară frumoasă! Ceau! Mâine, la Câștigă România. 1884, ne-am mișcat rapid. Deci, de ce ești așa sobră? Cine-i Mihai? Soțul meu. Ah,
Ne consider niște înapoiați sau ce? Dacă nu știi răspunsul, fă și tu, că e ocupat, că nu știu ce. Dar, că ți-am zis, s-a uitat la mine. Zic, nu așa, nu ai al cincilea. Câștigi tu, câștigă România.